Vă salut cu ocazia unei noi întrebări de logică. Să revedem ultima întrebare. Veți fi puși în picioare pe trepte, așa cum vedeți în acest desen, în așa fel încât fiecare îi va putea vedea doar pe cei din fața lui. Din acel moment, nimeni nu mai are voie să comunice în niciun fel cu ceilalți, nici prin vorbe, nici prin gesturi, nici prin mișcări și, de asemenea, nimeni nu se poate întoarce, nu are voie să se întoarcă, să-i vadă pe cei din spate. Apoi vi se va pune fiecăruia pe cap câte o pălărie, fără să o vedeți, iar pălăriile pot să fie albe sau negre. Și nimeni nu poate vedea ce culoare are pălăria de pe capul lui. După un minut, la un semnal sonor, trebuie să spuneți pe rând, dar în ce ordine doriți, ce culoare are pălăria pe care o purtați. Aveți voie să spuneți doar alb sau negru și doar o singură dată. Dacă cel puțin 9 persoane din grup, deci 9 din 10, vor ști ce culoare are pălăria pe care o poartă, ați câștigat. În această situație, ce strategie le-ați propune celorlalți ca să puteți câștiga concursul? Pentru elaborarea unei strategii care să permită unui număr de 9 persoane să știe ce culoare are pălăria fiecăruia, trebuie să ținem seama de următoarele. În primul rând, persoana care vorbește prima trebuie să fie persoana care are cea mai multă informație. În al doilea rând, deoarece o persoană are voie să greșească, trebuie doar 9 răspunsuri corecte pentru a câștiga, prima persoană care vorbește trebuie, prin ceea ce spune, să transmită o informație celorlalți, o informație care să-i ajute să identifice culoarea propriei pălării, chiar dacă în acest fel va comunica greșit culoarea pălăriei pe care o poartă. În al treilea rând, din cauza că persoana care vorbește prima, ca de altfel toate celelalte, are voie să spună doar 2 cuvinte, alb sau negru, informația pe care o dă această persoană trebuie să fie de tip binar, adică să comunice o stare din doar 2 posibile. Și în al patrulea rând, informația dată de persoana care vorbește prima trebuie să-i permită persoanei care vorbește a doua să identifice culoarea propriei pălării, apoi informațiile cumulate date de prima persoană care a vorbit cu a doua persoană care a vorbit să-i permită persoanei numărul 3 să identifice culoarea propriei pălării și așa mai departe. Și acum să vedem, plecând de la aceste cerințe ale strategiei, concret, cum trebuie procedat pentru ca 9 persoane să știe ce culoare are pălăria pe care o poartă. Să numerotăm persoanele de pe scară, așa cum vedeți în desen. Persoana care are cea mai multă informație despre culoarea pălăriilor este, evident, persoana numărul 10, pentru că ea vede toate pălăriile, cu excepția celei pe care o poartă. Vede 9 pălării, deci persoana numărul 10 este cea care trebuie să vorbească prima. În loc să fie preocupată de culoarea pălăriei pe care o poartă, pentru că oricum nu are informație care să îi ridice șansele la mai mult de 50% să ghicească ce culoare are pălăria pe care o poartă, ea trebuie să transmită o informație celorlalte persoane. Faptul că nu are voie să spună decât alb sau negru limitează, așa cum am mai spus, cantitatea de informație pe care o poate da. Nu poate, de pildă, să comunice numărul pălăriilor de o anumită culoare, să zicem negre, pentru că acest număr poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sau 9. Și ca să comunice acest număr, ar avea nevoie de 9 cuvinte sau măcar să poată să spună de mai multe ori unul și același cuvânt, lucru interzis. Așa că trebuie căutat o informație, așa cum am spus, de tip binar despre numere. Există o proprietate a numerelor care să le împartă în doar 2 clase? Au numerele o astfel de proprietate? Da,
paritatea. Numerele pot să fie pare sau impare. Un număr este ori par, ori impar. Nu există altă variantă. Deci persoana cu numărul 10 trebuie să comunice dacă numărul pălăriilor de o anumită culoare, să convenim că e vorba de culoarea neagră, este par sau impar. De pildă, poate să spună dacă vede un număr par de pălării negre, alb, și dacă vede un număr impar de pălării negre, poate să spună negru. Celelalte persoane trebuie să vorbească în ordinea în care scade informația vizuală pe care o au la dispoziție, deoarece pot completa informația tot mai puțină pe care o au pe măsură ce coborâm treptele, cu informația tot mai multă pe care o aud din ceea ce vorbesc pe rând persoanele din spatele lor. Deci ordinea în care trebuie să vorbească celelalte persoane este 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Să vedem cum funcționează această strategie într-un caz concret. De pildă în cazul pe care îl vedeți acum în desen. Ca să fie explicația mai scurtă și mai simplă, voi numi persoanele după numărul fiecăreia. Persoana 10, care trebuie să vorbească prima, vede 3 pălării negre, adică un număr impar, și spune negru. Persoana cu numărul 9, deoarece vede tot 3 pălării negre, știe că dacă ar avea pălărie neagră, atunci persoana 10 ar fi văzut 4 pălării negre, adică un număr par, și ar fi spus alb. Așa că știe că are o pălărie albă și spune alb. Persoana 8 vede doar 7 pălării, dar știe că persoana 9 din spatele ei are pălărie albă, a auzit-o când a spus alb. Așa că poate repeta raționamentul persoanei 9 și spune alb. Persoana 7 nu vede decât 2 pălării negre și știe că cele 2 persoane din spatele ei au pălării albe. Atunci știe că trebuie să aibă pălărie neagră, altfel 10 n-ar fi văzut decât 2 pălării negre, un număr par, și ar fi spus alb. Persoana cu numărul 6 vede 2 pălării negre, dar știe că în spatele ei este o pălărie neagră. Așa că pălăria pe care o poartă trebuie să fie albă. Dacă ar fi fost neagră, 10 ar fi văzut 4 pălării negre, adică un număr par, și ar fi spus alb. 5 și 4 pot face exact același raționament cu persoana 6. Persoana numărul 3 vede o singură pălărie neagră și știe că doar o singură persoană din spatele ei mai are pălărie neagră, fără persoana 10, pentru că ea nu contează în aceste raționamente. Informația pe care a dat-o persoana 10 se referă doar la cele 9 pălării din fața ei. Și atunci persoana cu numărul 3 trage concluzia că trebuie să aibă pălărie neagră, altfel 10 n-ar fi văzut un număr impar. Persoana cu numărul 2 vede doar o pălărie, o pălărie albă, dar știe că în spatele ei sunt 2 pălării negre și atunci trage concluzia că are pălărie neagră, deoarece numărul pălăriilor negre trebuie să fie impar. Și în fine, persoana cu numărul 1 știe că sunt în spatele ei 3 pălării negre pe care le-a văzut 10, așa că trage concluzia că are pălărie albă. Dacă ar fi fost neagră, 10 ar fi văzut 4 pălării negre, adică un număr par. Vă las să vă gândiți ce trebuie să spună persoana cu numărul 10, cea care vorbește prima, dacă vede doar pălării albe, dacă toate pălăriile pe care le vede sunt albe. Și de asemenea, ce raționamente trebuie să facă celelalte 9 persoane ca să ghicească ce culoare are pălăria fiecăruia. Din nou, doar domnul Dumitru Antonie mi-a trimis un răspuns corect și cu analiza problemei. Îl felicit și mulțumesc pentru colaborare. Și acum să vedem întrebarea de azi. La un seminar de logică, asistentul a scris pe tablă următoarele 6 cuvinte. Apoi a chemat în față 3 dintre cei mai buni studenți, pe care, cu totul întâmplător, îi cheamă Andrei, Bogdan și Cristina. Fiecăruia dintre cei 3 le-a dat câte un plic și a spus așa:
Pe hârtia din fiecare plic este scrisă o literă, iar cele trei litere formează unul dintre cuvintele din această listă, să-l numim cuvântul secret. Vom încerca să aflăm care este acest cuvânt secret. Acum vă puteți uita în plicuri, dar nu aveți voie să comunicați celorlalți ce literă ați primit fiecare. După ce Andrei, Bogdan și Cristina s-au uitat să vadă ce literă are fiecare în plic, asistentul l-a întrebat pe Andrei: știi care este cuvântul? După ce s-a gândit un pic, Andrei a spus da. Apoi asistentul l-a întrebat pe Bogdan: știi care este cuvântul? Bogdan, după ce s-a gândit un pic mai mult, a răspuns și el da. Și apoi asistentul a întrebat-o pe Cristina: știi care este cuvântul? Și Cristina, după ce s-a gândit un pic și ea, a spus da. Apoi asistentul s-a adresat celorlalți participanți la seminar și i-a întrebat: acum, după ce ați auzit cele trei răspunsuri, știți care este cuvântul secret din această listă de 6 cuvinte? Voi, dacă ați fi fost participanți la acest seminar, ați fi știut care este cuvântul secret. La revedere!